ne aflăm în cartierul Abatori din municipiul Constanța, iar aici principala problemă o reprezintă infrastructura dezastruoasă. După cum puteți vedea, trotuarele au nevoie să fie reabilitate cât mai urgent. De asemenea, oamenii spun că doresc ca administrația locală să amplaseze cât mai multe băncuțe și mobilier urban, deoarece au nevoie de umbră, de a sta la umbră cât mai mult pentru a se feri de soare. Totodată, este nevoie ca și carosabilul să fie asfaltat și reabilitat. Fac administrația. Ce vă lipsește? Spații verzi, trotuare? Sper că face. Uite, puțin mai sus, băncuțe să ne pună și nouă, că avem o vârstă și ieșim și noi la aer. Trebuie să traversez la biserică, da, acolo. Mai sunt, dar da, aici, dacă o iei, nu e o băncuță. Deci, băncuțe în primul rând, în rest sunt foarte mulțumită, poate să mă înjure oricine, că uite, se transformă încet, încet se transformă orașul. Da, da. Cu prima rostă. Deci, dar trotuare? Băncuțe. Asta, practic, cred că este singura stradă care a rămas așa, știi? Dar noi ne-am obișnuit așa, e că pe partea elaltă nu ne ducem, că e soare și așa. Da, dacă încerc să le repare, dacă a făcut parcul foarte frumos, și la și băncile după acolo era Raiffeisen, totul s-a reparat, asta e frumos, o să facă parcul și aici. De la gară, parcă sunt în America. Da, frumos. Așa e de frumos, foarte frumos. Eu am fost cam băiat acolo și zic. Da, spații verzi? Nu avem spații verzi. Nu are unde să ne facă nou spațiu verde. Nu, eu unde stau între blocuri aici, băncuțe, băncuțe să ne dea domnul primar, că 1000 de ani îl votez. Da. Da. Că zice, să se ducă în parc la far. Nu mai merge acum, nu mai. Să ieși și tu să stai să-ți bei și tu o cafea. Să... Da, deci mă uit în alte zone. Aici, oraș, pe strada noastră, n-au pus. Da, cală. Mă refer la infrastructură, la spații verzi, dacă... Nu, suntem de la ziar. Facem un material. Ziar. E mai multe bănci, da, aici, la umbră, da, și în afară de asta. Se rezolvă cu bordura aici, că toate mașinile lovesc bara din față. Am înțeles. Asta și legat de spații verzi? Spații verzi? Mulțumim. Nu cuprinde. Dacă puteți să pune să fie verde peste tot, să fie. Și o piață mare să facă, în grou de asta, Paris, pe aici. Că nu e piață. Păi dar ce râd, nu e... A, să reabiliteze zona, piața, vă referiți? Piața Abator? Nu, piața aia care era acolo, piața nu mai e nicio piață. Păi, piața Abator! Trebuie și în parc canapele acolo să mai pune. Astea vrem.